Mă numesc Andrei Ristea, sunt din România, din Ploiești, nu exact. Am venit aici soția mea. Mariana Ristea, continuă, te rog. Ai să vină cu mică în două ani, soțul din România. Ca să fim sincer, a fost tot o greșeală. Soția mea căuta practic nu ceva de muncă, se intereseze despre niște locuri de muncă de aici, ca să facem puțină diferență poate din România, cu aici, să vedem care ar fi... Și unde sunt stabilit, da, aici exact. Sau în România. Și a găsit pe internet, a găsit, da? Da. A aplicat un CV, a venit, a văzut, când a fost la interviu, s-a acceptat tot. Și l-a aplicat nești cu mine și... Vedeam pe tine că acolo doar este Dumnezeu și am văzut, dar nu mi-am dat seama despre ce este vorba. El și-a dat seama din stat. Eu știu despre asta, m-am interesat mai mult înainte. Am vrut să mă apuc înainte, dar n-am găsit niciun, cum ar fi pe Lironul, să zicem, știi? Nu, adică n-ai vrut să faci cursul, că să te simți să prezentunezi, adică era cam... E riscant să te apuci așa din fapt tot. Și adică a zis că nu, vreau și eu. Atunci a rămas ăla, și am luat cursul și de la continuu. Adică, la început mi-a fost frică, zic că nu rămân, că eu eram 100%, da, trebuie. Și atunci am zis că bine, dacă merg și eu și că mi-a interzit mult interesul și a rămas. Adică chiar sunt mulțumită cum aș încurajat pe mine, nu rămân, că nu e de mine, nu pot, nu să pot. Și până la urmă... A rămas, transacționăm și... E totul bine. Pelironul este practic broker. Dar double case-ul este ajutorul trader-ului pentru viitor. Cam așa am văzut eu situația și așa o văd în continuare. Și pentru a înțelege mai și bine pentru a înțelege exact toată situația asta. Trader și a tranzacționat corect, pentru că este foarte important să știi corect. Pentru mine, sincer, e o plăcere. Asta e de să fac, asta vreau să fac. V-am spus și mai devreme. M-am interesat de asta, doar că mi-era frică, teamă să nu mă bag în ceva în care zic, bă, nu știu, nu mă bag. Adică. Și dacă am văzut că e tot ok și merge treaba și începem să învățăm și să ne dăm seama de lucrul ăsta, să văd de ce nu, trebuie să rămânem, să vedem ce se spun la urmă, nu? Asta am zis că fac un infart, un mini infart, când am văzut, am scris tranzacția și eram... Dar nu eram acasă. Ea nu era acasă. Mi-am trasat eu acolo, niște linii, tot frumos, cum învățasem. Băi, se deschid, hai să nu deschid, să deschid. Aveam puțină, până am trecut de chestia asta... E euforie. Da. De chestia asta mentală de a de sparge bariere, da. Spă, deschid o tranzacție și fie ce-o fie. Adică merg înainte exact cum am învățat. Și apoi am deschis tranzacția. Am văzut primele 2-3 ore, că zice minus, era va, ce-am făcut, era teamă. Și până am văzut totul în regulă. Zic că ok, să ne calmăm și totul să fie bine. Așa aș fi fost. Nu trebuie să ne fie frică, nu trebuie, trebuie să ne fie frică. Într-adevăr, nu trebuie să-ți fie frică. Și deja, adică noi am trecut de bariera asta. De a-ți fi frică, pentru că atunci când ți-e frică, chiar nu merge. Chiar... Da, dacă ți-e frică, mai bine nu faci. Chiar faci greșeli. A fost frică, dar tot ziceam, nu trebuie să fie frică. Nu trebuie să fie frică, o să fie totul bine. Nu trebuie să fie frică, adică lucram în felul de cum. Era și chestia după curs atunci și... Adică începător... Da, și adică chiar dacă tu lucrezi după ce ai învățat, adică tot ce ai învățat tu faci, trasezi și prunci și trebuie crescător de sănătate. Dar la fel apare frica. Și deja, adică, chiar am trecut chestia, dar era asta și nu chiar nu am frică. Prima fost stăpnos. Prima fost stăpnos, da. Tot la fel din, să zicem, prostia noastră. Da, din frică. Din frică noastră, frică. Nu prostie, din frică a fost. Pentru că, cum a spus mai devreme, ea. Frica nu știu că e. Și s-a dus stop-loss, eram pur și simplu deprimat, nu știam ce fac. Adică nu că deprimat, știi, doar că nu am zis, bă, ce puc am făcut un stop-loss, nu vine să cred. Eram atât de sigur că o să iau și formă. Și apoi am început tip prostură. Da. Și cam 80% din tot ce facem e tip prost, exact. Noi am început încet, adică am început foarte încet. A deschide cu 0.10, bine, a făcut și când am scris cu greșeala ceva. Asta depinde de cont, asta sunt alte legături aici. Deja mi-am deschis cu un cont foarte mic, pentru că... Da, parcă să începem cu ceva mic, să nu... E ca și o afacere,
Într-o afacere pierzi mult, adică într-o afacere sunt multe riscuri de a pierde. Și aici, aici sunt riscuri, ai doar un risc aici. Nu ai calculat ce trebuie și n-ai făcut ce trebuie, sau cum am spus mai devreme, cu bariera asta mai trecută, s-ar putea să avem contul în minus. Asta este cea mai tare senzație. Adică e frumos, nu e ca și când te duci la un coptor și știi că la lună îți vin bani. Aici e mult mai interesantă chestia. Ai timp liber. Ai timp liber pentru chestia asta. Adică când am scos banii, ne gândeam să scoatem bani, să nu scoatem. Adică să mai stăm, să... Nu-ți vine să scoți în primul rând. Pentru că tu vrei să-ți crești cont. Să deschizi cu un lot, două loturi, trei loturi. Vreau să zic, dau exemplu. Cam asta ar fi ideea. E totul dar foarte frumos. Să vedem cum e senzația de a ține bani în mână, care lucrezi, nu fizic, dar psihologic, mental, da. Să aibă încredere, să depășească frica, mai ales, asta e punctul foarte. Da. Fii atent la ore, pentru că este foarte important. Acum, primele două ore, eu am luat-o în glumă. Zic, păi, oricum, adică nu că știu. Eu am mai văzut, zic, poți tranzacționezi. Da. Și când am văzut, eu cumpăresc, ai puțin că lucrurile se agravează, adică nu că se agravează, se dezvoltă mult mai mult pe cât credeam. Zic, ok, trebuie să fiu mai atent, am început să citim acasă, să încercăm noi cu contul demo. Și așa am avansat cu... Pentru că nu știu cum aș putea. Gata, am tranzacționat, totuși trebuie să citești, să te interesezi, să înveți, totuși înveți. În primul rând, să nu știi. Să depășești bariera asta mentală de a tranzacționa. Și atunci o să fie totul. Așa vedem noi situația.